Adevărul este singurul lucru în care oamenii nu cred. Majoritatea oamenilor astăzi nu vor cu adevărat adevărul, ci așteaptă să fie loviți. Marele Emir Cioran spunea: cei care au schimbat lumea nu s-au lăsat schimbați de ea. Nădăjduiesc ca voi să fiți aceia. L-am ascultat pe domnul general, pe care îl felicit încă o dată pentru preluarea președinției acestui partid. Sunt foarte onorat. Și ținând cont de ce s-a întâmplat în 33 de ani, vă spun așa, că deținătorii de putere, dacă ar fi fost conducători cinstiți, ar fi mărit capitalul moral. Dar nu au făcut-o. De aceea, țara astăzi este căzută în hăul corectitudinii politice și al relativismului moral. Prin abrutizarea cetățeanului, statul dispare ca titular al suveranității astăzi. Și locul lui este ocupat de o șleachtă autocrată care, spre deosebire de trib, nu împarte dividendele, ci și le însușește. Asta e definiția societății de astăzi. De aceea, astăzi eu stau în fața dumneavoastră și am venit astăzi aici cu mare încredere, conștientizând misiunea pe care o avem de îndeplinit. Și sigur recunoscător pentru sprijinul pe care mi-l acordați. Vreau să le mulțumesc și să-i mulțumesc în mod deosebit fondatorul acestui partid, doamnei Cristina Preda, domnului președinte, domnul general Roman, domnul secretar general Sorin Chirigiu și sigur dumneavoastră tuturor pentru generozitatea, răbdarea și comunicarea de care ați dat dovadă în această perioadă, nu foarte simplă. Sigur, este de înțeles faptul că ne aflăm într-o criză uriașă, economică și socială, dar în același timp ne aflăm într-o catastrofă morală fără precedent. Fără precedent. Și sub acest aspect se pierd teritorii, se fac cuceriri demografice și culturale de către forțe alogene străine acestei țări. Mircea Eliade spunea că un popor se poate recunoaște doar prin cultură. Eu vă spun astăzi aici, am mai avut o declarație acum o scurtă perioadă, dar asta este cea mai gravă situație, și anume faptul că am pierdut hegemonia culturală. Este cel mai grav lucru din istoria României până astăzi. România astăzi a pierdut hegemonia culturală. De aceea v-am spus, conștientizez și sper alături de voi să conștientizați misiunea pe care o avem de îndeplinit. Când pierzi hegemonia culturală, ești în pragul dispariției totale. Atât ca țară, cât și ca neam, cât și ca om. Educația, sănătatea
și armata, cei trei piloni fundamentale unei țări, sunt distruse. Obediența celor care conduc i-au transformat în torționari. Astăzi, când migrația unui popor crește, ordinea socială este distrusă. Ne-am transformat în vasali și barbari, iar aceștia vă asigur că nu se vor uni niciodată. Trebuie să ne salvăm neamul de la prăbușire și dezintegrare. De aceea, primul meu mesaj către voi toți este următorul. Luptați să deveniți conștienți. Nu uitați vorbele mele. Luptați să deveniți conștienți. Dacă nu ne revendicăm libertatea conștiinței așa cum a fost dată de linia neamului, nu vom putea avea decât pârjolul absolut. În strămoși se află adevărul. Iar dragostea de țară este singura lege pe care o putem recunoaște. Să stăm drepți în fața păcatului moral. Vă îndemn să stați în oglindă, fiecare separat, singur. Și să-ți fie frică să păcătuiești. Meterezele rezistenței noastre sunt doar cele lăuntrice, a spus Vlad Țepeș. Și așa rămâne și astăzi. De aceea am luat hotărârea și decizia mea este fermă. Nu voi fi membru niciunui partid și voi candida independent la președinția României. Să vină lângă noi cel care iubește și crede necondiționat în Iisus Hristos și țară. Și să arunce cu piatra cel fără de păcat. Și vor arunca cu piatra. Și ca o paranteză fie spus, în Evanghelia lui Ioan, aceasta mi s-a părut dintotdeauna cea mai frumoasă parabolă din viața lui Iisus Hristos. Pentru că ei, de fapt, fariseii, moraliștii, cum sunt și astăzi, ei nu aveau nicio treabă cu femeia respectivă, ci trebuiau să-L tragă în capcană pe Iisus Hristos. Exact cum se întâmplă și astăzi. Că de-aia spui în Tatăl nostru, ferește-mă, Doamne, de cel viclean. Că dacă spui ferește-mă de cel rău, e simplu. Dacă mă uit cine conduce astăzi România, mi-e simplu să mă feresc de el. Dar ferește-mă de cel viclean, e foarte greu. Mai ales astăzi. Această parabolă este foarte semnificativă pentru că arată că principalii dușmani ai hoților sunt hoții înșiși. Și am să țin o dată o conferință pe această parabolă, dar mai vă spun doar două lucruri foarte interesante pe care le vedem în societatea de astăzi transpuse. Aș avea și eu niște întrebări la tot ce s-a vehiculat până acum când i s-a adus în fața lui Iisus Hristos femeia prinsă în adulter. Deci prinsă în adulter, adică nu se știa că a făcut și a fost adusă, ci prinsă atunci în adulter. Și prima întrebare este următoarea. Ce treabă aveau cu ea și cu viața ei? Fiecare face ce vrea.
Al doilea lucru, unde este bărbatul? Că singură n-a făcut adulter. Al treilea, totdeauna femeile sunt oropsite și ponegrite și vinovate. Dar bărbatul, fariseul, poate și el era un om respectabil. Și al treilea lucru, știți cum e, al patrulea de fapt, tot timpul am auzit pe scena asta mizerabilă în care prostituatele sunt acuzate. Dar bărbații care se duc la ele, ăia sunt respectabili, nu? Foarte interesant. Aici este viclenia. Marea viclenie. De aceea vă spun foarte clar, femeilor din această sală și tuturor femeilor din România, a venit momentul vostru. Vorbiți. Exprimați-vă. Treziți-vă. Dacă voi, femeile, nu vă treziți și așa în minoritate în această sală, eu vă spun că această lume pierde. Și nu mă joc cu vorbele. Mama Pământ, ca sora voastră, are cel mai important rol. Este sugrumată, batjocorită și umilită. Așa cum sunt femeile astăzi. Și acceptați acest lucru din frică. Nu vă mai fie frică. Suția spunea că în fața femeii mă înclin, pentru că dă naștere la ființa om. Dumneavoastră realizați ce forță aveți? Vorbiți, treziți-vă, exprimați-vă. Este ultimul moment al acestei omeniri. Dumnezeu ne-a dat o șansă gigantică cu aceste momente care se întâmplă deja de vreo 2-3 ani de zile. Nu luați lucrurile doar ce rău este, ce criminal sunt. Da, au fost dintotdeauna, de 2000 de ani. Luați partea bună, că Dumnezeu lasă să se întâmple aceste lucruri cu un scop precis. Este liberul arbitru. Te trezești? Bine. Nu te trezești? Rămâi acolo unde ești. Istoria este scrisă de învingători. Numai de învingători. Mă adresez în mod special femeilor în această sală. Cum arată societatea astăzi? Arată cum suntem noi, ce facem și ce gândim. Așa arată societatea astăzi. Societatea și civilizația manipulată nu sunt decât o mare conspirație împotriva voastră. Nici o societate nu-și dorește și repugnă indivizi rebeli. Ea cere doar supunere și conformitate. Nici o societate nu vrea gândire liberă. Pentru că oamenii au gândit liber și ar conștientiza că tot în jurul lor este un joc, s-ar ridica deasupra societății și ar pune probleme. Nici o societate nu te vrea înțelept. Pentru că ar fi împotriva investiției pe care societatea a făcut-o în tine. Te vrea jos, te vrea vasal, te vrea sclav. De aceea am ajuns în halul ăsta în 33 de ani. Nu cei care au comis crima. Am auzit și astăzi aici. Evident, s-ar putea ca într-o zi să le mulțumiți lor. Nu mă joc cu vorbele. Niciodată. Pentru că ei s-ar putea să ne-i făcut un mare bine. Că v-au trezit. În halul în care este astăzi ființa umană. Sunteți liberi din naștere. Și așa trebuie să fie omul, lăsat de Dumnezeu. Liber și creator. Pentru asta au murit
mii, zeci de mii de eroi pentru libertate. Nu trebuie să luptăm pentru libertate, pentru că omul este libertatea însăși. Aici este cheia jocului, pe care nu este înțeles. Altfel, când toleranța ajunge la un grad de neimaginat, cum este astăzi, oamenii inteligenți, oamenilor inteligenți li se interzice să gândească pentru că insultă pe imbecili. Sunt vorbele lui Dostoievski. Li se interzice să gândească. Eu nădăjduiesc că suntem aici pentru că suntem plini de curaj și peste frica care domină această societate. Și dorim unitatea și nu discordia. Vă reamintesc că suntem urmașii lui Decebal, nu a lui Traian. Cum se spune în imnul național. Nu a lui Traian. Suntem descendenții lui Decebal. Sunt descendenții lui Vlad Țepeș, a lui Mihai Viteazu, care spunea că un om poate sta cu capul plecat o vreme, nu o țară, nu un neam, a venit vremea să nu mai stăm cu capul plecat. Neam de neamul ăsta n-a stat cu capul plecat în fața nimănui. Vă e frică? Nu trebuie să vă fie frică. Aceasta este măreția vieții unui om. Să-i fie frică doar de Dumnezeu și de păcatul moral de care vă spuneam. Este o singură lege supremă, eroică, moștenită de la strămoși. Legea Sarmisegetuzei. Totul pentru țară, nimic pentru mine. Dacă veți înțelege acest lucru, vom birui. Și nu noi, Iisus Hristos. A Lui este biruință. Noi trebuie doar să luptăm. Este lupta în sine. Într-un moment de mare cotitură internațională, gigantică, în care acest război văzut și nevăzut va continua, Europa va fi un continent închis. Și în această Europa închisă, României îi se oferă o șansă, România agricolă. Nu aș face nimic altceva decât aș ajuta pe fiecare om din această țară să-și cultive pământul. Atât e de făcut în această țară. România agricolă. România micului proprietar. România productivității private. România suveranist distributistă, adică distribuiești proprietatea privată, o răspândești. Pentru că mic înseamnă că te preocupi exact de limitele pe care ți le-a dat natura. Pentru familia ta, pentru gospodăria ta și de aici poți da în fața casei sau cu un stat care este în slujba ta, nu cum este astăzi vehilul tău, te ajută să strângi recolta și să o dea și altora. Mica proprietate privată este esența circuitului economic, pe care de altfel nu trebuie să faci neapărat ASEU sau orice altă universitate în această lume, trebuie doar să citești Evanghelia. Și acolo ai toate
coordonatele pentru ce înseamnă o economie stabilă. De aceea, conceptul de suveranism distributist înseamnă o economie smerită, înseamnă creștinism în acțiune. Și nu este de joacă când astăzi oamenii l-au trădat pe Dumnezeu. Majoritatea lor. De aceea vă spun astăzi cu toată responsabilitatea că acest proiect hrană, apă, energie nu este doar un proiect economic. Este un proiect de trezire spirituală. Este un proiect în care să vibreze celula libertății din fiecare. Este un proiect prin care noi putem cuceri lumea. Cu bursa grâului la Brăila și cu bursa energiei la București, am cucerit toată Europa. Astăzi, când alții au bursa energiei și care n-au nimic, o țară ca Austria, vă spun ca un cunoscător foarte bine pus la punct în acest domeniu, nu are decât munte, relativ, și apă. Atât. Și are pe spatele nostru, are bănci, are păduri, are energie, combustibil și multe altele. Credeți că numai ei sunt vinovați? Cei care au făcut aceste acte? Toți suntem vinovați. Dumnezeu nu face diferența între faptă și gând, cum o facem noi, oamenii. În momentul în care ai gândit, ai trecut la fapt. Să fie clar. Simplu fapt că ai gândit nu se poate, sunt prea puternici, ești deja în poziția lașului consacrat. Știți, la Plefna, la Mărăști, la Mărășești, la Uituz, a fost sânge până la copita calului. Ca noi astăzi să stăm împreună. Înțelegeți dimensiunea? Până la copita calului. Cu un singur țel, neamul și pământul. Așa ar trebui să rămână și astăzi. Atât neamul și pământul. Este un drum care va fi presărat cu jertfă și durere. Vă spun din capul locului, nu este drumul celor lași, ignoranți, mincinoși și cei care își doresc doar bunăstarea materială. Credeți-mă, nu e drumul ăsta. Este drumul celor curajoși, plin de abnegație și de curaj. Pentru că pe acest fond, forțele globaliste și sistemul oligarhic mondial care dorește dezumanizarea și răstignirea sufletelor, vă garantez că nu vor o societate românească liberă, ci vor o masă de sclavi. Nu vor familia creștină, pentru că asta înseamnă identitatea noastră. Nu vor, sub nicio formă, un stat suveran, ci o colonie. Cultura noastră nu o doresc, pentru că aici este forța noastră. Ei n-au nevoie de România. Noi avem nevoie de ea. Noi avem nevoie de România românilor și trebuie să ne apărăm patria. Așa cum au făcut-o și strămoșii noștri.
să spunem și să ajungem să spunem tuturor țărilor de pe această planetă că în momentul furtunii dezlănțuite în această lume, atunci când supraviețuiesc doar curajul, voința și credința, poporul român și-a găsit resorturile ancestrale de a lupta pentru demnitatea neamului și pentru biruința lui Iisus Hristos. Trăiască România! Thank you.